ce motiv ne asculți, Love the Morning, suntem pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM. Este timpul să ne reîntâlnim cu Cătălin Striblea. Bine ai revenit, Cătălin. Salutare, bine te-am găsit. Despre ce, despre ce se întâmplă astăzi? Despre viață, pur și simplu. Despre viață, pur și simplu. Ce să facem? Am văzut că e lumea în stradă, dar normal că ești nemulțumită, că nu mai e cu ce plăti de nici unele. O să încerc să vă explic cum e cu schema asta de ajutor și când spun o să încerc, chiar sunt cumpănit, pentru că e foarte complicat și au rămas și 1.000.000 de întrebări în plus pentru fiecare dintre noi. Știi cum e, guvernul ăsta o treabă avea de făcut și nu i-a ieșit din prima. Și-a încurcat-o. Hai să vedem dacă iese din a doua. Atenție, însă, tot ce vă povestesc eu aici e un acord de coaliție, dar care cel mai devreme o să fie aprobat, adică o să fie document legislativ săptămâna viitoare. Bun, ascultăm Rațiunea Zilei alături de Cătălin Striblea. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Cel mai devreme, săptămâna viitoare, o să avem un act normativ care va stabili cum o să mai plătim prețul la gaze, respectiv căldură și curent. Acum e lăsat un timp de, de analiza problemei, deși există un acord, pentru că aceste noi reglementări au fost comunicate și companiilor. Ieri a fost o lungă discuție la guvern între furnizori, distribuitori, guvern, în care guvernul le-a dat și lor niște vești foarte proaste, și anume că se plafonează prețurile. Știți că ei cumpără din străinătate la anumite prețuri de pe bursă. E un mecanism foarte complicat. Din cauza scumpirilor, guvernul a venit și a zis, băi, cam până aici. Și după care, din acest până aici, guvernul se angajează să plătească o parte, iar populația să rămână cu restul de plată, adică se dau și plafonări și compensări. E un dublu mecanism. Dar termenul ăsta, delay-ul ăsta de care spuneai tu, nu este și pentru a vedea care este reacția populației? Că poate populația, nu poate, știu. Bine, populația, poate târâși, grăpiși, trece și dă hopul ăsta. Păi să vedem ce reacție are populația, că avem niște calcule. Deci, din ce zice domnul Ciucă? Domnul Ciucă, eu zâmbesc acum când domnul Ciucă, dar asta e. Deci zice așa, prețul de facturare la curent ar urma să fie plafonat la 0,8 lei pe kilowatt. Faceți-vă dumneavoastră niște calcule, vedeți câți kilowatt aveți pe acasă, dar nu ăsta e prețul real pe care îl veți plăti. Din ăștia 0,8 lei, de la consumator se vor percepe 0,68 lei. Diferența de 20 de bani o plătește statul. Deci, să zicem că noi plătim acest 0,68. E ce ne interesează. Indiferent de consum, indiferent de... Stai. 0,68 înseamnă că mulțiți dumneavoastră cu kilovații pe care îi vedeți pe factură, dar de câte ori studiați o factură, vedeți că în realitate nu plătiți doar ce ați consumat. Nu. Plătiți multe alte lucruri care înseamnă transport, acciz, certificate verzi, taxă pe valoare adăugată și așa mai departe. Deci pe lângă acest 0,68 care se adaugă, să zicem, la 100 de kilovați, dar ce familie modernă mai consumă 100 de kilovați? Nu știu. 150, hai să zicem, da, 150, 200, sunt case mari, sunt oameni care consumă mult mai mult, ce Dumnezeu, adică 300 de kilowați într-o casă de astăzi nu miră pe nimeni, nu, dacă spune cineva care are 300 de kilowați. Bun, și lângă valoarea aia de cât consumați ori 0,68, se vor adăuga această salbă de taxe. Acum a mai zis PSD-ul la un moment dat, zice, domnule, hai să dăm jos și TVA-ul. Ok, bun, îl dai jos, dar ai încasările de la buget extrem de problematice. Asta e la curent. Acum avem și gaze naturale. Și la gaze zice așa, că se plafonează la 0,31 de lei pe kilowatt, în scădere de la 0,37. De ce pe kilowatt? Că voi știți că voi consumați metri cubi. Exact. Da, numai că așa ni s-a explicat acum câțiva ani și reau această explicație. Calitatea gazului care vine pe țevile alea e diferită. Și atunci, ca să nu plătești un preț mare la un gaz prost sau un preț fix la un gaz prost,
ți se calculează câtă căldură dă gazul ăla și se face un calcul matematic, așadar se plătește tot energie. Și aici se vor aplica, mă rog, și se aplică și aici un fel de, de compensare. Deci, la compensare, noi vom mai avea de plătit la gaze 0,22 de bani pe kilowatt. Acum, vedeți și voi acasă câte... Eu, de exemplu, am scăpat o luna trecută rău de tot și am avut undeva la 3 sau 2,7, cred. 2,7 megawatți. Deci, vedeți și ce e acolo, da. Deci ceva de genul ăsta. Adică foarte mult am avut, știi? Da. Dar am avut multă lume în casă, am dat drumul la centrale, am... Centrală. Da. Nici cu noi gazul nu a fost prea blând, da, dar să vedem. S-a, bun, dar nu e asta toată valoarea, știi bine asta, știu, încerc să explic. Din nou, iarăși, din nou, distribuitorii... Și așa mai departe, ce se mai întâmplă acolo? E, acum la gaze mai e și o chestie, dar și la electric. Depinde și cât consumați, da? Există niște plafoane maxime de consum, toate chestiile astea, adică nu poți să consumi nebunie, tu să ai o hală, o casă industrială, și să consumi cât vrei tu. Și se zice așa, la electricitate se duce plafonul ăsta până la 500 de kW pe lună. Ok, deci 500 de kW. Deci cine se încadrează până în 500 de kW pe lună merge cu compensarea. Cine nu, băi, ești bogat. Iar la gaze, de la 1000 la 1500 kW. Eu aici la gaze, bare, când n-am nicio șansă. Cred că nici eu nu am șansă, doar la lumină. La lumină cred că m-aș putea încadra unde, da, unde factura este mai blândă, mai prietenoasă. Bun, asta nu înseamnă că toate lucrurile astea s-au terminat. Știți că multor oameni, respectiv 1 milion de oameni, spune Ministrul Energiei, le-au venit facturi care nu au fost calculate cu compensații și ei spun că toate astea trebuie recalculate, toate trebuie făcute și oamenii să-și primească banii înapoi. Nu știu dacă și vor primi fizic înapoi de la companiile respective. Nu, cred că sau se face o compensare. S-ar putea să se facă o compensare lunile viitoare. Acordul ăsta ar trebui să intre în vigoare, ar trebui, zic și eu, de la 1 februarie până la data de 1 aprilie, dar zic ei, domnule, hai să facem cumva să acopere și luna ianuarie, nu? În care suntem, că, da, că și asta s-au întâmplat lucruri. E o problemă și în luna, și în luna ianuarie. Deci... Asta e planul. Ce se întâmplă acum... din planul ăsta? Vedem. Ne mai întâlnim. Și, atenție, mai vorbim. Statul, atenție, nu înseamnă că nu plătim, adică tot noi plătim. Domnul Ciucă zice, domnule, ca să vă țin la nivelul ăsta, trebuie noi să plătim de la stat 3 miliarde de lei, adică companiile tot își iau banii la plafonul respectiv, tot își iau niște bani și cred că ele sont mulțumite că și iau de la stat, nu de la noi. Că nouă chiar ne-ar fi greu să plătim facturile. Da, ar trebui să ne cam fugărească puțin. Statul să mai descurcă. Ăsta e planul, prieteni. Mai vorbim săptămâna viitoare despre asta. Eu am niște îndoieli că le va ieși întru totul. Dar rămâne să analizăm atunci, când vom vedea documentul în mână. Atunci vom ști ce. Mulțumim mult, Cătălin. O zi bună și factură ușoară. Da, da, tuturor, da. Dă-ne like pe Facebook. For the contest and for interesting updates that happen. Radio Europa FM.